Da, va crește sarcina de și responsabilitatea per unitate de funcție, dar nu într-atât de mult încât să depășească capacitățile fizice ale colaboratorului vamal. Pentru că trebuie să recunosc că actualmente avem unități și funcții despre care v-am zis că ele au fost irelevante atunci când au fost create. Iar cu referință la salarii, la motivația lor, desigur că deci, trebuie să crească cu mult. Eu încă nu pot să vă zic exact cu cât, dar trebuie să crească cu mult. Pentru că un colaborator vamal, deci la etapa inițială, angajat fiind și având un salariu mediu deci între 3.000-3.500 de lei, 2.900-3.500, ar fi greșit să credem că el poate să țină piept tentațiilor mari de contrabandă, mituire și altele, dar asta nu-i justifică pe dânsii să comite asemenea nereguli. Deci, una ce pot să promit și că voi încerca și sper să ne reușească să avem susținerea și înțelegerea executivului și a legiuitorului pentru a accepta majorarea de salariu pentru colaboratorii din serviciul vamal. Și nu pur și simplu majorări minuscule, dar trebuie să se decidă pentru majorare de salariu esențial.